Etapa 24 din cadrul seriei Nord a adus meciuri frumoase cu multe goluri înscrise pe terenurile zonei de nord a județului. Cele mai multe reușite s-au înregistrat pe terenul de la Dragoslavele, acolo unde echipa din localitate a zdrobit pe Bughia de Jos cu scorul de 6-3. În derbiul acestei etape s-au întâlnit ASE Goden și Vulturul Vulturești, ocupantele locurilor 2 și 6, întâlnire care nu a dat niciun câștigător, după 90 de minute, tabela de marcaj arătând 3-3. Surpriza s-a produs însă pe terenul celor de la Cetățeni, liderul la zi, Real Vledești, plecând fără niciun punct din meciul cu echipa din localitate. Iată rezultatele partidelor ce au avut loc duminică. ASE Partizanul Vlădești, ASE Cimentul Valea Mare Prabăz 2-1, ASE Godeni, ASE Vulturul Vulturești 3-3, ASE Intera Ninoasa Sporting Mihăiești 1-3, ASE Lerești, ASE Bălilești 2-5, ASE Petrolul Hârtiești, ASE Berebăiești 2-3, ASE Cetățeni, ASE Real Vlădești 2-1, ASE Schitul Golești, ASE New Times Câmpulung 3-1, ASE Dragoslavele, ASE Bughea de Jos 6-3, ASE Flacăra Boteni, ASE Intercotești 2-3. În fruntea clasamentului se menține Real Vlădești cu 64 de puncte, urmată de ASE Godeni, la diferență de 10 puncte, iar ultima poziție a podiumului este ocupată de ASE Lerești cu 49 de puncte. În subsolul clasamentului, pe poziția a 15-a, se află Flacăra Boteni cu 13 puncte, urmată de Intera Ninoasa cu același număr de puncte, iar Cimentul Valea Mare Prabăz și ASE New Times Câmpulung închid clasamentul cu 11 și respectiv 10 puncte.